Bună ziua, Elena Roșu mă numesc. Suntem astăzi la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie din Brașov, în care firmele sunt premiate sau lăudate și aduse în centrul atenției cu toate realizările care le-au avut în decursul anului. Îl avem alături pe domnul primar, Alen Coliban, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte, dacă ne permiteți, referitor la... Mulțumesc pentru invitație. Încă nu sunt primar oficial, nu mi-am preluat mandatul, dar există acest rezultat al alegerilor care este final, este oficial. Prin urmare, am venit aici în dublă calitate, și de fost senator și de viitor primar, și ambele care se întrepătrund astăzi. Am venit în primul rând pentru a iniția un dialog cu mediul de afaceri brașovean și cu Camera de Comerț și Industrie, pentru că din punctul meu de vedere, atât istoricul ultimilor ani, dar și prezentul acesta dominat de criza provocată de COVID ridică mari provocări pentru Brașov. Provocări la care va trebui să răspundem și cărora va trebui să le găsim soluții împreună. Și e foarte important Brașovul să vină cu un plan, cu o strategie, cu o viziune, cu atât mai mult cu cât există și oportunități pe linie de finanțare dinspre Comisia Europeană. Vă dați seama că toată lumea vă așteaptă acum să vedem ce programe ne pregătiți. Da, inclusiv Camerele de Comerț și Industrie. Ceea ce am spus încă de la început și ce am făcut în scurta mea carieră politică, sunt doar de 4 ani în politică, este faptul că trebuie cu toții să fim implicați în procesul acesta, de a găsi soluții. Și este nevoie de o colaborare și o conlucrare pe care să o ducem la alt nivel. Eu zic că trebuie să fim și ascultați un pic și de dumneavoastră și noi să stăm să ascultăm un pic ceea ce... Nu există colaborare fără ascultare reciprocă. Da, exact. Nu, în ultima perioadă s-a pus problema că numai noi trebuie să vorbim și cealaltă parte nu. Trebuie să vorbim într-o comunicare, trebuie să vorbească ambele părți. Mă scuzați. Vrem să vă oferim un cadou, de fapt, înainte de a vă oferi cadou de la firma Pazo. Vreau să vă întreb pe viitorul nostru mandat, da, de 4 ani, pentru că alegerile și-au spus cuvântul și este clar, este al dumneavoastră. Aveți un program special pentru firmele mici și mijlocii? Ajutați ONG-urile, de exemplu, nu știu, poate vor să-și găsească un sediu la dumneavoastră sau eu știu, alte forme de a comunica cu celelalte organizații, nu neapărat firme. Eu cred că vă mulțumesc mult. Cred că există modele de bune practici la alte administrații locale din România pe care trebuie să le replicăm. Există deja niște investiții făcute de zona publică brașoveană și mă refer în primul rând la centru de afaceri, cărora trebuie să le găsim o justă folosire, utilizare, întrebuințare. Pentru că la ora actuală, din punctul meu de vedere, lipsește exact acel catalizator pe care administrația locală ar trebui să-l reprezinte și să-și asume acest rol. Ok, vă mulțumesc frumos, domnul cu mult Alen drag. Coliban, mulțumim frumos că ați venit la un interviu cu noi. Cu mult drag.